Ziua la meeting, noaptea la poliție. Doi membri ai organizației Hyde Park, reținuți după meetingul dedicat împlinirea 90 de ani de la unirea Basarabiei cu România, au fost eliberați astăzi dimineață. În același timp, românul venit cu această ocazie la Chișinău a fost expulzat imediat după pronunțarea sentinței. El a fost scos din țară chiar în hainele naționale, așa cum a participat la sărbătoare. Cei doi activiști Hyde Park au fost reținuți aseară în timp ce se întorceau acasă. Ei spun că au fost ținuți toată noaptea la comisariatul de poliție Buiucani fără a li se aduce la cunoștință motivul reținerii. Au fost eliberați azi dimineață după ce li s-au întocmit procese verbale pentru încălcarea ordinii publice și insultarea polițiștilor. Totodată, românul Vlad Pârău, venit la Chișinău pentru a sărbători Ziua Unirii, a fost expulsat aseară imediat după pronunțarea sentinței. Potrivit membrilor Hyde Park, el a fost urcat într-o mașină și dus la frontieră fără a-i se permite cel puțin să-și scoată hainele naționale în care a participat la manifestări. Poliția susține că cetățeanul român ar fi încălcat regulile de ședere în Moldova. Alte 5 persoane care au participat la mitingul dedicat Unirii au fost reținute ieri pentru câteva ore sub diverse pretexte.